schimbim licitația cu strigarii pentru mijloacele fixe, bol de excavator, tractor și remorchi 5 tone. Așa, suntem în data limită. Alex, sunt ai da. Ofertele primite? Da. Care ai înregistrat? Da. Am înregistrat. Am înregistrat. Prima, Crețu Ciprian, Comuna Spulgari. În data de 6-3, la ora 9.50. Notificare licitației public, strigare, mijloace fixe, public. Licitație cu strigare, vânzare, mijloace fixe. Anul se deschide în entitatea publicată, anul se de organizare. Crețu Ciprian, ok. Așa, SC. Nu înțeleg, SICSERV? SICSERV. Așa. O scrisoare mai întâi, din 3-a, valori știu care. Plicul este închis. Și la asta o uităm. O să o deschis. Așa. El SICSERV, anul se deschide înainte data publicată, în altul de organizare a licitației. Și avem două. Bușcă Florentina. Nu-i găsit. Nu este. Eu sunt prezentat. Ah, da, sunt prezentat să putem deschide. Sau e înăuntru. Da, când o deschidem și un buletin. Uitați cu lustrigarea, nu se deschide înainte data publicată, nu sunt organizare. Nu știu ce am ținut. Așa. Avrămuș. 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 Ah, Avrămuș, da. George Paul, citație strigare, vânzare mijloace fixe, ce aparțin patrimoniului comun, el deschide pe rămpașii pe 3, iar să vedem în 27-2 a fost primită. 7, nu? Da. Așa. Trebuie să începem să verificați să punem. Să deschidem. Hai să luăm. Așa. Vine documentele. Posibil și treci în raportul de evaluare. Deci am desfăcut la Crețu Ciprian. Okay. O prezentat carte identitate. O prezentat certificat fiscal de la bugetul local. Așa. Nu, scuze-mă, nu. E chitanța de participare. Taxa de participare, 250 de lei. Ai auzit, Alex? Da. Deci taxa de participare. Era mai 50 de lei. Da, de asta. În fine, să accept, că e mai mare, nu e da, da, da. Nu așa, să vedem ce mai este. Ce știi până asta aici? Aici. Taxa de participare. A, nu, e înseamnă de garanția. Asta e, da, e garanția. Da, asta e de participare. Da, 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 da. Una e de scriere, ai de 50 de participare, e 10%. 10%. Da, scriere e 50 de lei, participare e 10% din valoarea bunului la care participă. Deci o să participă doar la tractor. La tractorată. Bun. Consemnează tu acolo în procesul verbal. Sunt așa. Atestare fiscală de la bugetul de stat, fără datorii zero. Ia să vedem, în termen de valabilitate. 6-3. Ok. Și de la bugetul local, 6-3. La data de 1, nu figurează în evidențele compartimentului fiscal creanță bugetare, scadente către bugetul local. E bun. Da, deci documentele sunt în regulă. Dacă participă numai la tractor. Da. Bun.
Londra, ci mai departe. Așa, el fix, el se vede. Și să vedem ce avem aici. Are o opis care e foarte multe chestii. Participare în citație 1410 lei. Ai trebuie scriere sau? Da. Dar el fixer, da? Da. Taxe de participare în citație 1410 lei. 50 de lei taxa din scriere. Așa. Copii foi. Așa. Pare că sunteți reprezentat legal, nu? Adresa. De la bugetul local comănești, fără datorii, și nu aveți pe raza comunii în punct de lucru sau chestii, nu. Așa, de la bugetul de stat. Așa, deci când s-a depus. Când s-a depus, s-a depus în 3-a. Ok. E din 15 a 2-a, deci era valabil la data depunerii, fără datorii. Fără datorii. Bun, ok. O să le punem la contrapoare. O să facem cu aia. Ai fost semnat Alex acolo? Da. Da? Firma a spus că e depus cu data de 15 sau cu data 15-a 3-a? Nu, pe 15-a 3-a era din statul fiscal. 15-a certificatul și pe 2-a 3-a e depus. De asta voi, dacă e în 14-a. E valabil 30 de zile. E valabil prima data de... Pe la 15. Da, dar când s-a depus, sunt termen de valabilitate. Da, știu. Așa. Așa. Aveți și copii de retenț, dar cum este un mai simplu. Așa. Fac colegialul, să văd o puternicire. E o puternicire. O să fac un chip aici. Așa. Vedem copii, uite, doamna. Așa, deci cu părintie, da? Așa, rămâne. Ești, așa, 2-2-0-4-8-8-9, așa, duceți pe domnul Zafirescu de Haisegiu, așa, scoțin, 10-4-8, așa, da, uitați, ok? Da, așa, deci la Bășcu Florentina, cu puternicul domnul Zafirescu, avem taxe de participare, și garanții 1410 lei. Copii de buletin a doamnei Bășcu Florentina și a doamnei Zanfirescu Mihai Sântu. Și a tot puternicirii. Și a certificat ANAF
certificat de atestare fiscală fără datorii din 1 a 3 a. Așa. Și de la bugetul local, de la municipiul Moinești, așa, la data de 1 a 2 următoare, nu figurează în evidență cu fiscal cu datorii, cu creanțe bugetare. Ok. Și mai avem o ultimă ofertă. Așa, am rămas cu George Paul. Da, nu? 27, da. Care ți-ai notat, nu? Da. Avem taxă, garanții de participare 1.410 lei. Da. Taxă de participare de 50 de lei. Da. Atestare fiscală de la ANAF. Fără datorii, 0. Și de la Comuna Măgirești, certificat de atestare fiscală. Așa. La data de 1 a lunii următoare, nu figurează de evidență cu partenerul fiscal, creanțe bugetare de plată și copii de buletin. Okay. Așa, considerăm că ai notat, nu? Da. Deci documentele sunt în regulă, trebuie să mergi mai departe. Okay. Da. Propun cu buldoc, la lumea de acord. Nu mai gândesc că e valoare mai mare. Parte. Da, dacă stai în banii, poate vreau prima ceva. Corect. Da. Așa. Asta o să consemneze. Deci, un excavator JCB 3CXT, număr de inventar sau matriculare, probabil, Bacău 143, am fabricație 93, 10.400 de lei, prag de strigare 200 de lei, dacă nu de acord. Da. Da. Să o luăm în ce ordine. Da? Da, da, da. Da, da. Are, dar să acolo. O să treci cu toată lumea și să vedem unde ne oprim, da, știi? Da, am aici, la analiză oferte și vedem ce e toate. Așa, deci dacă vreți să mă oferiți un preț mai mare, ce începe? Cred că începem de la 10.400, ce mi-o oferă prima oară? De la 10.400 cu pragul de 100. Cu ridicare mâna, ce mi-o oferă? Cu prag mai sus. Ok. Da, să oferim de 10.500. Da. Da. Cine fără 10.500? Eu. Ok. 10.600? 10.600. 10.700. 10.800? Ok. 900? 11.000? 11.100? Cine fără? 11.200? 11.300? Ok. 11.400? 11.500? 11.600? 11.700? 11.800? 11.900, 12.000, 12.100, 12.200, 12.400, 12.500, 12.600, 12.700, 12.800, 12.900, 13.000, 13.100, 13.200, 13.300, 13.400, 13.500, 13.600, 13.700, 13.800, 13.900, 14.000, 14.100, 14.200, 14.300, 14.400, 14.500, 14.600, 14.700, 14.800, 14.900, 15.000, 15.100, 15.200, pentru cineva? 15.300, 15.400, 15.500, 15.600,
Domnul s-a retras sau? Nu mă retras, aștept să vedem ce fac. 5600? Nu știu, poate aduce o nouă, dar să nu vedeți. Sper să ajung prea sus. 5600? Dacă mă trebuie să ne ascult eu, 5700? Păi atunci rămân așa. 15800? Da. Da, și dacă până sus, până spui câte ori trebuie. 15900? 16000? 16100? 16200? 16300? 16400? 16500? 16600? 16700? 16800? 16900? 17000? 17100? 17200? Ceva? 17200? 17300? Aici. 17300? 17400? 17500? 17600? 17700? 17800? 17900? 18000? 18100? O vede cineva 18100? 18200? 18100 în ultimul bid. 18200? Hai că vă lăsăm un pic timp de idee. Da, să știți sumii un pic mai mari aici. Am ajuns la 18.000 de la 10.000, adică am numărat. Deci 18.100 ultimul bit la SCLC. 18.200. Mă de dragă. Ok. 18.100. Da? Da. 18.100. După semnează... 18.100. 18.100. Deci el fix el cu SRL. Da. Aul de cavator. Am vrut să văd la 4.000, dar am scris la altceva. Eu am zis că mergeți până la 20.000. Hai da, 20.000. 4.000 de ori. Deja e primul. Ok. Deci bună să rămâne în urmă. Motorul gripală. Dar nu contează, poate să fie coașca goală. Fiecare l-a văzut. Un porumbel pe 1.000.000 de euro. Fiecare l-a evaluat în felul lui. Da, fiecare, da, poate fiecare mai are o piesă. Bun. Trebuie mai departe la, la tractor. Da. Tractorul 650. Aici țineți dumneavoastră bine, nu? Da, ok. Aici cred că merge tot cu 100, practic. Cu 100. Valoare mai mici. Da, da, da. Da, 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 da. Bacă 133, anul aplicație 1987, prețul de pornire 2500. Cine oferă 2500? 2600, 2700, 2800, 2900, 3000. 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000 de lei, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5800, 5800, da? 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6500, 6400, ultima ofertă la domnul. 6400, 6400 odată, 6400 două ori, 6400 trei ori, 4 de cat. 6400. La Bușcă, la Tractoraș. 6400 lei. Cu 650. Așa, domnul Zantelescu, cum puteți recit? La doamna Bășcu Fărintele. Da, doamna Bășcu, da. Așa. 6.800. Ok, continuăm cu... Continuăm cu remorcă 5 toni, număr de inventar 2417, anul fabricație 1987, prețul de pornire 1200 de lei. Cine oferă 1200 de lei? Suntem toți trei la remorcă? Da. Da, toți trei. Da, 1200. 1200. 300, 1400, 1500,
1600? Nu, care 1400, 1500 dacă oferea cineva atât de mult. 1600? A, da, 1600. 1700? Ok, 1700. 1800. 1900. 2000. Gata. 2100. Gata. 2100, domnul Andrescu, nu ce nu ce tot, cum poți fi. Două ori. Bun, a judecat 2100. 2100. Nu e asta, adică, scuze, am mai avut ori emoții. Ține niște înțelegă și asta. Ți-o fac tot în ce, că tu ai traptor. Ce mod, dar nu-i de. Da, nu-i de aia auto. Am două de la auto, asta e dacă mă. Deci garanția de participare la câștigători se constituie avansat contract. Da. Așa, vorbesc cu dumneavoastră. Da. La ofertații de câștigători. Poți se va poți să faceți cereri pentru returnare. Se returnează. Așa. Inclusiv cei care ați câștigat de ceva, la ce ați câștigat, faceți cereri pentru. Știți când aș câștiga la Boldo și la Remorc sau Boldo sau Tractor sau Remorc sau alea, faceți cereri pentru returnare la ce nu sunteți câștigători. Deci la garanția de participare, 1410 lei. Da, la mine o să vină persoana care... Fac de pulo. Da, exact. Foarte bine. La mine o să vină persoana care este... Da. ...proprietar. Eu după aia am participat la... Da, da, da. Da. Ce nu se recunează. Da. Așa. Care au fetele... Ok. Contractul se va semna în termen de 10 zile, începând cu data de astăzi. Da. Prima oară să redactăm, ne lăsați un număr de telefon, stabilim o dată când ne întâlnim, semnăm contractul. După semnarea contractului, aveți 30 de zile la dispoziție să achitați bunul câștigat pe licitație și să ridicați. Dacă nu se pierde garanția de participare, dar nu cred că e cazul, adică ați venit ca să... Da. Acum, Ana, vedeți cum reușiți să-l luați, că da. Nu știm, pornește, nu pornește, da, asta o să veniți un pic mai devreme da, și o să vedeți ca să vă informați cum puteți să-l luați, da? Da. Deci, acum, noi suntem procesul verbal. Și să-l dăm să rămână fiecare, să aibă procesul verbal fiecare, da. Îl scoți în 1, 2, 3, 4 exemplari și unul pentru... Da, și unul, bă, și două la 6 exemplari. Da, deci mai stați un minut, două, ca să scoate la întrebare. Dacă mai durăm și la sala mărătoarea de 1 milion, 1 milion, 1 milion. Bun, asta se activează.